În mai multe județe din țară sunt probleme în ceea ce privește acordarea burselor școlare, în sensul că nu ar fi ajuns încă în conturi banii necesari la unitățile administrativ-teritoriale. La Hunedoara însă, potrivit reprezentanților inspectoratului școlar, situația beneficiarilor a fost centralizată și urmează ca în această lună să fie alocați banii aferenți burselor de merit, de performanță, de studiu și celor de ajutor social. Dacă în unele județe din țară există probleme în alocarea burselor școlare, la nivelul județului Hunedoara se pare că situația este sub control. În județ, în acest an școlar, vor fi acordate 176 de burse de performanță, 4.891 de burse de merit, 1.859 de burse de studiu și 7.169 de burse de ajutor social. În județul Hunedoara, bursele școlare s-au achitat inclusiv luna august anului școlar trecut, deci 2021-2022. Având în vedere că anul școlar 2022-2023 a început la data de 1 septembrie, sigur că în prima lună, în septembrie, până la data de 1 octombrie, în fiecare unitate de învățământ s-au depus dosarele pentru elevii care se încadrează în unul sau mai multe tipuri de burse. S-au centralizat toate aceste situații la nivelul județului și în cursul lunii noiembrie se achită bursele pentru acest an școlar, septembrie-octombrie. Nu avem, să spun așa, situații deosebite. Vreau să spun că în fiecare an școlar, în noiembrie, se virează banii, bursele pentru septembrie și octombrie, având în vedere că la începutul anului școlar trebuie să parcurgem această procedură de întocmire a dosarelor. Regulamentul de acordare a burselor școlare s-a modificat din acest an școlar, iar bursa socială de care aveau parte elevii de liceu care studiau în altă localitate a fost eliminată. Același regim l-a primit și bursa de merit a elevilor de clasa a 5-a. Acestea nu se mai pot acorda doar pentru că structura anului școlar bazată pe module în care elevii au o singură medie generală la final de an nu mai permite. Până acum, baza de acordare a bursei era media pe semestrul întâi. În aceste condiții, bursele de merit nu vor fi acordate decât elevilor din clasele 6-12 din școlile de stat. Noi am onorat toate solicitările de la toate unitățile de învățământ. Știți că regulamentul de acordare a burselor s-a modificat și, prin urmare, cel care este acum valabil, situația este în concordanță cu prevederile din metodologia de acordare a burselor. Reprezentanții Ministerului Educației declarau zilele trecute că, din datele obținute de la Ministerul Finanțelor, banii necesari plății burselor au fost alocați din sumele defalcate de TVA și au fost virați în conturile trezoreriilor locale, fiind puși la dispoziția unităților administrativ-teritoriale pentru retragerea sumelor necesare în baza unei cereri pentru a fi direcționate către școli.